Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de WWE 2K20 Universe Mode. Dacă vă place această serie, nu ezitați să apăsați pe butonul ăla de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like pe pagina de Facebook. Și continuă Open Challenge-ul lui 007 Mario. Să vedem cine va răspunde săptămâna asta. Oh, the premier athlete Tony Nese versus 007 Mario pentru titlul intercontinental. Wow. Cum spuneam, apăsați acolo pe butonul ăla de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Să fie bine, să nu fie rău, băi băieți. În seara, adică în acest episod, vom afla noi wrestleri care vor face parte din meciul Royal Rumble. Avem confirmați în această seară Aleister Black, Baron Corbin, Rey Mysterio. Brock Lesnar se va lupta cu Bobby Lashley în main event pentru a afla dacă va participa. Ziggler se va lupta cu Keith Lee să vedem dacă va participa în Rumble, adică câștigătorul va participa. Finn Balor se va lupta cu Roderick Strong, câștigătorul va participa în Rumble și Kevin Owens este confirmat. Iar acum 007 Mario. Din București, România. Este gata pentru încă un title defense. Săptămâna trecută The Miz a pierdut cu 007 Mario din cauza că Maryse le-a împins pe 007 Mario în ring. The Miz i-a lansat provocarea pentru Royal Rumble, iar dacă 007 Mario va rămâne campion până la Royal Rumble, se va lupta cu The Miz pentru titlu. Wow, acum Tony Nese, the premier athlete. Cât de bine începe Nese. Wow, doar scapă acolo 007 Mario. Și acum din spate. Uru. Cât de tare începe wrestlerul din România. Iar acum un close line. Și îl pune la pământ 007 Mario pe Tony Nese. Romanian Fly. Acum Tony Nese, wow, din nou 007 Mario, oh my god, încă o dată Tony Nese, oh my god. Încă o dată Romanian Fly, n-are nicio șansă Tony Nese. Acum 007 Mario îl urcă pe a treia coartă și fuge. Wow, dar reverse de la Tony Nese. Reverse și de la 007 Mario. Acum, oh, close line from hell. Și, oh my god, ce powerbomb acum. Incredibil. Cât de bine se descurcă 007 Mario. Iar acum 007 Mario este gata de White Noise. Și Dragon Sleeper. Oare va adormi Tony Nese? Manevra de final folosită de legendarul Rick the Dragon Steamboat. Ricky.
Incredibil. Oh my god, cum a scăpat Tony Nis. Incredibil, vedem cât rezistă Tony Nis. Oh my god, de necrezut. Vedem, incredibil, cum se zbate Tony Nis. Cred că este cea mai lungă manevră de submission a seriei. Cea mai lungă manevră de submission a seriei. Este incredibil cum Tony Nis rezistă. Oh my god. E incredibil. Tony Nis, dar oare cum îi mai rezistă gâtul? De necrezut, boi băieți. 007 Mario se luptă în continuare pentru a-l învinge pe Tony Nis. Dar acesta se zbate pentru a scăpa, nu se poate. Și tapează, oh my god. Gâtul lui Tony Nis, incredibil. Incredibil, vedem. Accidentare gravă pentru Tony Nis. Oh my god. Ce accidentare gravă pentru Tony Nis. Cât a putut sta în acest Dragon Slipper, cât s-a zbătut. Și 007 Mario cu o nouă victorie, incredibil. Incredibil, campionul intercontinental îi trimite un mesaj lui The Miz. Incredibil. Cel mai lung submission al seriei. Tony Nese este accidentat. Lana cu victorie. Kabuki Warriors cu victorie. Și match între Keith Lee și Dolph Ziggler. Oare cine va participa la Royal Rumble? Keith Lee sau Dolph Ziggler? Gone. Și începe partida. Oh my god, s-a terminat 1. Oh, oh my god, cât de tare a putut începe Keith Lee. Oh. Oh, și este la pământ. 1. Oh. Oh, încă o dată, incredibil. Oh my god, ce splash acolo de la Keith Lee. Iar acum Lee. Oh my god. Încă un bug de la WWE 2K20. Îl vedem pe Lee. Keith Lee care a fost învins
norocos de către CM Punk la King of the Ring după un match incredibil. Punk, number one contenderul la titlul lui Buddy Murphy și prezent în Royal Rumble. Săptămâna viitoare va fi ultimul Roy, ultimul SmackDown și ultimul NXT până la Rumble. Până acum niciun wrestler din NXT confirmat în Royal Rumble, dar posibil să avem surprize, nu este confirmat nimic, dar este posibil să avem surprize. Oh, foarte bine, Ziggler. Ce frumos a strecurat. Oh, roll up. 1, oh my god. Rola problema gravă pe care a avut-o Keith Lee. Oh nu. Se strigă, oh, best in his glory, iar acum Big Bang Catastrophe. 1, 2, 3 și Keith Lee este la Royal Rumble. Incredibil. Oh my god, revedem începutul. Și am văzut acest Big Bang Catastrophe. Keith Lee cu încă o victorie la SmackDown. După Royal Rumble vom avea Armageddon. Show-ul Armageddon se întoarce. Finn Balor vs. Roderick Strong. The winner will be in Royal Rumble match. Main eventul va fi un match de top. Brock Lesnar versus The Almighty Bobby Lashley. Oh, foarte bine începe Finn Balor acolo. Foarte frumos acolo Balor. Finn Balor. Acum Balor. Oh, ce frumos dropkick. Nu. Îl vedem acum pe Roderick Strong ajutându-se de corzi. Oh my god, și l-aruncă pe Balor. Nici măcar unul. Olympic Slam, ce frumos. Ce frumos. Scapă acum Finn Balor. Oh my god, și nu s-a aștepta la asta Roderick Strong. 1. Oh, 1. Încă o dată Balor. 1, 2, 3 și Finn Balor merge la Royal Rumble. Incredibil.
își învinge unul dintre cei mai mari rivali pe care i-a avut în această serie, Roderick Strong. Finn Balor, ne amintim, poate lupta oricând contra campionului intercontinental. Are acel wildcard de la show-ul din Arabia Saudită, Crown Jewel. Incredibil, ce victorie! Sheamus versus O'Reilly, victorie pentru Sheamus. Iar acum, main eventul. Bobby Lashley versus Brock Lesnar, incredibil acest collide dintre acești doi wrestler uriași. Wrestler care apar ocazional la SmackDown. The worst and risk in underworld. Iar acum, The Almighty, Bobby Lashley. Ce meci vom avea, incredibil. Iar acum The Beast. Oh my god. Brock Lesnar fără nimeni, fără Paul Heyman, fără niciun ajutor din Suplex City, care s-a destrămat. Au făcut prost rău de tot ăștia intrarea, că acolo când sărea pe corzi era alt moment al melodiei și săreau artificii, gen. Oh, Lesnar începe foarte tare un forearm acum. Doar Lashley, vedem, îl trage acum pe Lesnar. Oh my god! Iar acum Lesnar, oh, vedem puterea bestiei. The Beast Incarnate. Oh, și palmă peste față de la Lashley, incredibil. Wow, wow. Oh, close line. Și reverse acolo de la Lesnar, care acum, oh my god.
Oh my god, vedem cât de frumos a străcurat acolo Bobby Lashley. Close line. Acum Lesnar îl aruncă. Și Lesnar. Oh my god. Oh, și Lesnar, suplex City, nu, reverse, oh my god, îl aruncă din German suplex, acum Bobby Lashley, incredibil. Incredibil cum a scăpat din suplex City Lashley. Care îl aruncă acum în afara ringului. Cât de frumos a scăpat din suplex City. Oh, oh my god, incredibil! Băieți, ce meci! Și-l aruncă pe Lesnar! Ce meci! Military press, oh my god! Direct în steel steps, nu se poate! Oh, nu. Oh. Și Lesnar fuge. Lesnar nu vrea să se termine double count out, așa că iese. Adică să câștige prin count out, nu double count out. Și intră The Almighty, dar The Beast. Reverse de la Lashley. Care vede, wow. Reverse acolo. Lashley pregătea manevra de final. Iar acum, German suplex. Încă o dată, este suplex City. Oh my god! Și acum Lesnar îl ridică pe Lashley și îl prinde în F5. 1, 2, nu se poate! Nu se poate! Bobby Lashley iese din F5. Oh my god! Oh, nu încă o dată! Și încă o dată, încă o dată! Vrea să-i distrugă spatele acolo! Iar acum îl pune la pământ! Oh, nu, Lashley! Oh my god! Vedem cum o încasează Bobby Lashley acolo de la bestia de Lesnar. Și reverse! Acum Lashley îl întoarce. Oh! Spear direct în corner. Iar acum Bobby Lashley. Oh my god! Și oh my god, îl aruncă. Dar iese Lesnar. Acum iese și Lashley. German suplex. Și Lashley este pe punctul de a se ridica și Lesnar zboară. Incredibil.
Lesnar se aruncă ca și cum s-ar arunca în piscină. Și Lashley este ridicat, apoi îl împinge pe Lesnar. E incredibil ce adversari. Oh, nu iese Lesnar din electric, ce incredibil. Iar acum, Brock Lesnar. Suplex City încă o dată incredibil. De data asta în afara ringului. Ce wrestler. Oh, nu! Ce face bestia? Ce face bestia? Reverse acum! De la The Almighty! Cu shoulder! Oh, Corey Graves, Michael Cole și Byron Saxton se ridică. Pentru că Lesnar îl pune acum pe masa comentatorilor. Îl ridică și este gata de five. Incredibil. Se strigă this is awesome. Oh my god. Nouă. Și Lesnar pune pinul pentru a merge la Royal Rumble. Nu se poate. Incredibil. Bobby Lashley. Ce wrestler, cum se luptă Lashley. Oh my god, acum Military Press Slam. Incredibil. Ce meci. Acum. Lesnar. Oh my god. Cum a dat cu Lashley de pământ. Acum Lashley îl trage pe Lesnar în colț. Lashley nu se poate, îl ridică pe a treia coardă. Oh, nu. Bobby Lashley acum. Superplex. Și Lashley. Oh my god. 1, 2. Stalkuit, nu se poate termina așa. El să iasă din F5 și Lesnar să nu iasă, e incredibil. Putem spune că Lesnar a ieșit. Gen, era nasol el să iasă din F5 și Lesnar să nu. Trebuie să evite să pun full Nelson în locul acestui finisher. Lesnar acum. Foarte frumos, Brock Lesnar. Oh, close line. Oh my god. Lesnar se ridică. Nu vă fie frică, Lesnar se ridică. A treia oară în acest match Suplex City. Incredibil. F5. 1, 2,
3 și Brock Lesnar merge la Royal Rumble după ce face un match de neuitat. Păcat de Bobby Lashley că nu va fi și el în Royal Rumble, în meciul Royal Rumble. Sunt wrestler mult, mult mai slab care participă. Victorie foarte importantă pentru Lesnar care va fi în meciul Royal Rumble. Da, băi băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați acolo pe butonul ăla de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario, să aveți o zi bună. Nu uitați de like, subscribe. Cred că am zis, mă rog. Pa, pa.